așa cum spui tu, prea implicat. Ai început să mă să descoperi că eu chiar trăiesc exercițiu. Deci nu e o joacă. Faceți o oră de matematică. Curată, da? Curată și fără să, mă rog, să știu exercițiile dinainte. Că majoritatea, tu știi asta, că majoritatea profesorilor, când vin la școală, la clasă, ei își pregătesc lecția. Da, știu. Deci își iau egășițiile, li rezolv la casă, știu soluțiile. Da, și după ne dau... Și până discut cu voi. Fisele. Dar nu-și permit să deschidă cartea să facă așa o problemă. Da. Deci nu fac niciodată așa. Niciodată. Da, de riscul foarte mare. Da, așa facem mereu. Le faci acasă și după ne dă nouă ca temă. Așa. Și da. Dacă nu le știm, le rezolvăm în clasă. Dar te-ai întrebat de ce? De ce? De ce? Nu. Deschid o carte și dar cursul acolo face probleme. Care fi motivul, așa, după părerea ta? Nu știu motivul lor. Simplu. Riscul să nu poată face. Da? Riscul să nu poată face. Și ei nu vor să-și... Arată slăbiciunile acestea, care sunt umane. Da. De ca la orice om, se poate întâmpla să nu poți să rezolvi o problemă. Ce dumneavoastră? N-ați mai văzut și pe mine. De aceea eu acum, în fața egheșițiului acesta, la fiecare, de fiecare dată, eu trăiesc egheșițiul efectiv pentru că e necunoscut pentru mine. Că nu facem... Mai și filmați. Mă, și filmez asta. În afară de faptul că stresul e mare, maxim, nu? Așa ar trebui să gândească fiecare profesor. Acum, cum de eu risc așa de mult? Te-ai întrebat? Păi, în primul rând, vreți să ajutați copiii, să le arătați cum fac, cum compun autori. Și asta e chestiunea de vârf, da. Foarte de vârf. Dar eu totdeauna îmi îmbrac haina copilului, a elevului. Și spun, dacă eu, care sunt adult și sunt profesor, nu pot face, da. Apoi cum se cer? Păi da, asta, de aici e frumusețea. Da. Da? Deci, mărturisesc întotdeauna, dar totdeauna, de când mă știu din prima oră, mi-am luat catalogul sub braț, tânăr profesor și am început activitatea, niciodată nu am făcut o greșită acasă. Niciodată. Așa se explică ideea care o am acum de mă lăsa filmat. Să luați așa egrei. Atât. Deschideam carte și făceam egrești acolo. Compuneam acolo pe loc. Da. Foarte des, foarte des. Cum și acum mă vezi că fac asta. Deci niciodată nu m-am dus să aleg egreștiu să rezolv înainte ca după aceea să-l duc la clasă. M-aș plictisi. M-aș plictisi că... ce? Adică dacă știu soluția... Odată, da, dar știu soluția, n-are nicio farmă. Ei, acest e lucru pe care eu îl cultiv cu atenție în toate lecțiile mele. Deci, ideea de a fi natural, de a fi corect cu tine, nu de a minți. Da. Pentru că falsitatea asta se vede. N-ai putea să trăiești egheșițiu așa, cum îl trăiesc eu, decât în condițiile în care îl ai la prima citire. Asta trebuie să înțelegi. Riscul e foarte mare să nu poți face și ce dacă nu poți face? Nu pot face, nu, asta e povestea. M-am mai trăit o rușine asta. Așa mai trăit-o, nu-i probleme, dar eu încerc, totuși, să pot, s-o pot face până la capăt. Mai am și o sprijinul de ele, la ele, că fac și ori șmecherii. Acum nu mă aud nimeni. Nu mă aud. Care șmecherie e așa? Când nu-mi vine ideea, și mă concentrez foarte tare, și tot nu vine nicio idee. Zic pe urmă, măi, ia spuneți voi vreo idee, dar n-am nimeni o idee. Da. Mi-ai zis dat asta? Cunosc asta. Nu ai, și poate mă prind. El evă dă și le ia o idee acolo. Ce trece prin cap. Dar dacă l-am angajat de mai multe ori să vadă, așa, îndrăznește să-i vină cu o idee frumoasă. Înțelegi? Și atunci eu sunt foarte, o prind repede și o dezvolt și mergem împreună și facem o chestie frumoasă. Deci am o șansă să ies din încurcătură pe baza elevilor. Da. Ce spun acum e strategia de culise pe care, repet, o am eu ca profesor.
Deci risc foarte tare. Acum, am avut o perioadă când lucram la olimpiadă. Pentru olimpici. Yeah. Am lucrat pipărat, rău, de tot, de tot, de tot, de tot. Și aveam patru olimpici. Doi erau, una era fiică mea și cu genelul meu care va să fie mai târziu. Și alții doi cu doi ani mai mici. Și în aceea cu doi ani mai mici, bărbații ăștia erau între 9 ani mici și ăștia erau între 11 ani, fiică mea și cu genelul. Iar pe urmă a 10 și a 12 ani. Yeah. Ei, la 2 ani distanță fiind. În momentul în care mă duceam cu la ei să rezolv, să lucrez cu olimpicii. Da, asta era. Să lucrez cu olimpicii, dar n-am nicio problemă, niciodată rezolvat. Nu știam să fac niciuna din ele. Niciuna. Și ce le ziceați? Dar eu trebuie să-i fac, nu voi? Deci, atenție ce strategie are. Deci, strategia mea era așa, că mă întâlneam cu grupul ăsta 4, olimpici, și eu aveam o singură sarcină, să adun material. Deci să caut probleme cele mai fistichii. Dar să le găsești. Trebuia găsit probleme unice. Care nu mai fost rezolvate, nu mai gândeam, compuneam, în sfârșit. Da, că deci era ceva infernal. Și acum când ne-am apucat de treabă, băi, știți că nu știu ce fac. Și nici nu mă băteam capul deloc. Deci când am meditat la pregătirea așa care făceam cu ei, spuneam, gata. Doi stăteau în grupă, la o masă, cei patru olimpici, deși de ani diferiți, dar aveau subiecte pentru ăștia și subiecte pentru ceilalți. Yeah. Și la momentul în care s-a apucat de treabă, e doi, conlucrau cei doi la clasă, discutau între ei, mă gândeam mai iurea. Dar nu aveam nicio treabă, nu știam, nu mă interesa. Nu mă interesa să mă uit și eu. Și când se potmoleau ăștia micii, spuneam, ăștia mari, stop, opriți-vă, uitați-vă pe ăștia la subiect, poate deblocați voi. Deblocați, vă vine vreo idee voi și îi puteți ajuta, că ăștia era cu doare mai mare, trebuie pe acolo materie, aveau alt stil de gândire. Se întâmpla de multe ori, îi debloca. Alte ori nu îi puteau debloca și atunci rămânea pe mine. Atunci era, nu trebuia nimic atât, de-aia am desupărat. Atât spărea că întrerupea visul meu să deam și eu, ca la plajă. Așa. Și în momentul acela, înfingeam în problemă, încercam un sfert de ori, dacă mă puteam face, gata de acum, mă ocup de ea, voi dați drumul la alte probleme, nu stau cu toții aici blocați. Asta e o strategie foarte importantă. Nu stai la o problemă, o ședință întreagă și pierzi două ore sau două sau jumate, trei. Sau un test, nu stai... Sigur că da. Le rezolvi pe care le știi și după ce așa, în ordine asta. Asta trebuie făcut. Așa, și asta îți spuneam, am avut bucuria asta să am rezolvat și la locul 2 la național, locul 3, mențiuni, la națională. Unul din ei a fost în lotul regit pentru internațională, pregătit de mine de la liceul de petrol din Moinești. De la un liceu de petrol, de pe bani. Așadar, stilul ăsta, curat, la vedere, place copilul. Și ei nu mă socoteau niciodată. De fapt, eu nu mă socoteam niciodată profesor, mă găseam colaborator la nivelul lor. Mă depășeau ei de multe ori. Asta o spun eu sigur. Deci mă depășeau de multe ori. Dar eram foarte bucuros. Ei să facă, nu eu. Bun, asta e strategia curată. De aceea ne permitem acum să facem tot felul de șmecherii. Ne întoarcem, Stefania, la ce? La un alt eghi și ciubănesc, nu? Da, dar aici... E ceva de completat acolo, cu tabele, cu nu știu ce? Să trasăm linii, dar să scrie pe urmă pe tine. Uaaa, să mă apoi să trag linia. Ai văzut ce-mi place mie, nu-mi place de rost. N-am un pătru. Ce fac un pătrat, cu pătrățele pe acolo, ce să fie acolo? Ce mă deci, vezi? Deci, trebuie uniți prin săgete fiecare enunț din coloana A, cu rezultatele corespunzătoare din coloana B. Este coloana A și coloana B. Și fiecare exercițiu din coloana A are un rezultat în coloana B și trebuie să-l tragem. Ah, săgeți acolo să din... Da, rezultatul. Se corespunde, da? Da. Deci se bătrează. Aici. Așa.
Așa. Deci, să zic așa. A, B, C, D, A, B, C, D, nu? Nu, doar A. A, da, deci, da. Deci coloana A e formată din A mic, B mic, C mic, D mic. Iar coloana B e formată din 1, 2, 3, 4, 5. Deci ar fi 5, 6, 4, nu, pricep la asta. Păi, uneori e ca să... Să fie ceva în plus acolo, nu? Da. 1, 2, 3, 4, 5 și la 1 am 101, apoi 0, 10, 11, știi ce? Am văzut să când ai dat o pagină, pe partea asta văzut unde tu e acolo așa cu multe pătrățele, sper mai putin să facă acolo. Da, trebuie să corp. Ai, nu fac asta. Trebuie să completăm. Da? Trebuie să iau o problemă și trebuie să scriu acolo pe rezolvare. A, rezolvarea în aici? Da. Eu ce am să desenez eu așa? Nu, acum. Nu. Asta era crimă. Bun, citește acum la A. Ce zici la A? La A. Rezultatul împărțirii lui 305 la 5. De 305 la 5 este? 305. Păi facem. 305 împărțit la 5. Facem împărțirea. 5 în 30 de 6 ori. 6 ori 5, 30. Da. Nimic, nimic. Îl coborăm pe 5. 5 în 5, 5 ori 1 ori 5, 5. Așa, și... Deci 5 și 5 ori 61, nu? Păi da, dar n-am. Păi, dar e și eu să zic din, dacă nu a pus, nu a pus. Deci, aici se spune, săgeată în vânt. N-am pus cine să completez. Ai tu vreo 61? Încă o dată, mai citește program, poate era greșit. Rezultatul împărțirii lui 305 la 5. Este. Este. 5 în 30 de 6 ori, 6 ori și 30. Da, e greșit. N-am nimic ce pun, nu? N-am ce pun. Punem semn de întrebare, clar? Da, n-avem ce pun. Mai așa, cătul împărțirii lui 425 la 40. 425 la 40. 40 în 42 merge odată. 1 ori 40, 40, restul 2, îl coborăm pe 5. 40 în 25 de 0 ori. Da. Și a zis numai cătul împărțirii, da? Da. Cătul împărțirii, cât este? 10. 10. Adică B-ul cu 3. B-ul cu 3. Da. Așa. Suma resturilor posibile obținute la împărțirea lui unui număr la 10 este? Unui număr? Da. Împărțit la 10 rezultă câtul nu știu cât și restul cărei mulțime aparține? Restul de la 0 la 9. 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe până la 9. Da. Și că tu nu îl știi. Nu. Dar suma resturilor îți cere. A, păi facem suma... A, nu. Yes. Da. Yes. Suma resturilor, yes. Yes egal cu 1. N-ai rost să-l pun. Da. Se filmează, 1 plus 2. 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte plus 9. Da. Și acum, S egal cu 1 plus 9 împărțit la 1. Deci 1 plus 9 suma cauză, nu? Da. 1 plus 9 da. Plus 9 împărțit la 1. Da, la 1, da, așa. A, nu, nu era ori câte sunt ele. Ori așa, ori 9. Ori 9 supra 2. Ori 9. Da. 10. Egal cu 10 ori 9, 90. 90 împărțit la 2. Și face? 45. 45. Eu și 10 îl simplificam mai întâi cu 2 și făcea 5. Da. Și 5 ori 9, 45. Deci ai înțeles tu ce făceam noi? Da, intram aici. Da, nu fac mulțirea și nu fac mulțirea. Da. Te am timp. Așa sunt mecherii la care trebuie să... 45 la ce cu 5. Ce
Așa. Poate la A, restul împărțirii, mai. Restul împărțirii la 300, nu știu cât, la 5. Restul împărțirii 0. Păi restul împărțirii lui 305 la 5. Restul o zici, nu? Da. A, păi restul, da, are dreptate și. Restul e 0. Așa, 2 la 0. Nu? Așa, e corect. Bun. Am rezolvat așa asta. Și mai avem și D. Și de una, la de ce este? Câtul împărțirii AB va răsos. De câtul împărțirii numărului? AB. Așa, așa, da, deci e un număr de 4 cifre. Împărțit la AB. Împărțit la AB. Tot cu va răsos. Da. Este câtul împărțirii. Și mă, nu prea place asta. Apă ăsta e din cât e? E din 4. E din 4 aici, da? Da. Și dincolo din 2. Cum aș putea să zic? Bunar aș putea... 2357 2300, hai să iau concret. 2323. Da? 2323. Eu zic că este egal așa. Cu 2000 cu 23 ori 100. Da. 23 ori 100 plus 23. Da, da, sunt 23. Ia să vedem dacă e bună treaba. Ce înseamnă ori 100? Punem 20 ori, nu? Da. 2300, adică 2300. Da. Plus 23. Plus 23, adică da. E bună treaba. Da. Da? Așadar, AB cu bară, AB cu bară, se scrie... Este egal cu 2. AB, că mai știu că e 23. AB. A, da. AB ori 100. Ori 100. Plus? Plus AB. Cu bară, nu? Uh-huh. Adică 100 de AB și cu un AB. Da, și... Cât fac? Ar trebui să ne dea... AB00. O secundă. AB, dar nu știu pe AB. Dar eu zic așa. Păi AB și cu AB în celălalt. 100 de al de AB și cu un AB. Că sunt 100 aici. 100 și cu că 1 fac 101. 101. Deci egal cu 101. 101 de al de AB. Adică, da. 101, nu-i bine? 101 ori AB. Da, perfect. Ce avem 101? O secundă, o secundă. Și acum îl împărțim pe 101 AB. 101 AB. Îl împărțim la AB. Și 101 de AB împărțit la AB face 101. Deci că așa zis, câtul împărțirii. Da, deci câtul împărțirii. Și noi avem 101 de AB împărțit la AB egal cu 101. Și abia acum am dat exact cu bani. Da. D egal cu 1. Și a rămas 4 care i-am pus. Da. Știi ceva, Ștefania? Mai avem mult? Câte ești mai avem? 2 exerciții. Asta și sunt lungi? Păi, este suma 3 numere este egală. Împărțind pe A la B, obținem cât nu sunt grele. Sunt cam modelul dinainte, cred eu, nu? Hai să vedem. Iar aș fi vrut să mă mai întorc aici să compunem ceva, știi, de asta. Dar da. Cred că mai avem. Mai avem timp, ia să mai vedem. Cam. 19. Cred că vine tata. Sau fratele. Fratele. Hai să facem, ne ducem la cealaltă, dacă avem timp, ne întoarcem, da? Da. Bine ca să fie tema făcută complet. Da. Bun. Trei numere naturale AB și C. AB, AB. A plus B plus C. Plus C este egală cu 61. Egal cu 61. Deci suma a trei numere naturale este egal cu 61. Împărțind pe A împărțit la B, obținem câtul 6, că e egal cu 6 și restul 3. Deci A împărțit la B. B.
Conduce. Cât o șase. Dar nu-i C-ul ăsta. Nu. C1 să zic, ca să facem confuzie. C1 e egal. Da, e câtul. Da. Cât? E acel C de aici, da? Da. C egal cu? Deci ăla e câtul. C egal cu 6 și R egal cu 3. R egal cu 3. Așa. Și iar împărțind pe C împărțit la B. Păi hai să facem așa. Asta e C1, nu-i C-ul ăsta, că facem confuzie între câtul împărțit între A și B. A, bine. Da? Să nu fie același lucru. Și acum zice mai departe, dacă nu împărțim pe cine? Ce împărțit la B. Ce împărțit la B. Ne conduce la? Ne conduce la C2 egal cu 1. Da. Și restul 2. Determinați numerele naturale A, B, C. O, gata, le facem. Păi, dacă ne-am uitat așa, am putea să luăm separat... De aici? Da. Prima... Prima, a doua relație. Prima o lăsăm deoparte când avem ce-i face. Descri pe A împărțit la B și tralala. A îl mai putem scrie ca B ori 6 plus 3. Da. Și acum înlocuim sus. Da, bun, și scrii și pe a doua. Da. Adică C egal cu B ori 1 plus 2. Da. Acum... Ale, în loc că e pe amândouă sus? Sigur că da, în loc de A pune cât este, în loc de C pune cât este. Adică B ori 5 plus 3. B ori 5, ai zis aici sau ori 6? B ori 6. Da, B ori 6. Da. B ori 6 plus 3 plus B. B, perfect. Plus B ori 1 plus 2 plus C. Nu plus C, că trupul a înlocuit pe C. A, la B ori... Așa, și egal cu 68. 68. Echivalent cu. Egal cu 68. Și echivalent cu. Acum avem de 6B. Și cum B? B 7B și cum B 8B. 8B, da. Plus 3. 3 și cu 2, 5. 12. 2, 2. 3 plus 2 fac 5. Plus 5 egal cu 61. 61. Echivalent cu... B. B. B ori 8, da, egal cu 61 minus 5. Da. B ori 8, egal cu... Și acum luăm din 10, 5. Ne rămâne iar 5. Da. Din 10, 5 cu 1, 1. 6. 56. 56, așa. Așa. Bun, și acum... B va fi egal cu? Egal cu 56 împărțit la 8. B egal cu 7. Da. Și acum trebuie să-l aflăm și pe A și pe C. Deci am aflat pe B, da? 7. Da. Merg mai departe. Ca să-l aflu pe cine? Pe, trebuie să le aflăm pe A, B și C. L-am aflat pe, pe B. Bun. Acum trebuie să-l aflăm pe C. Pe C, zicem. C egal cu? C egal cu? 7 ori 1. 7 ori 1. Păi, nu, că B-ul e 7. Da, da. 7 ori 1. 7 ori 1. Dar așa faci. Poate așa, ce-ai făcut acum, îmi place teribil. De ce 7? Adică nu ți era clar, da? Da. Așa, 7 ori 1. 7 ori 1 plus 2. Și egal cu? C. Egal cu 7 plus 2, adică 9. No. Bun, asta e C egal cu 9 și acum înlocuim sus. B-ul e 7, nu, adică A plus 7 plus 9 egal cu 68. Bun, dar putem să-l aflăm de data aici. A egal cu B ori 6 plus 3, are și valentă asta. Da. Și așa cum ai zis, e perfect. Da. Dacă am scris deja, A egal cu 7 plus 9, luăm din 7, 1, am făcut 10, 16, aha, plus deci, 61. Deci A egal cu? 16. A plus 16, bine. A plus 16 egal cu 61. Aha. Plus 16, că ce e 2, da. Acum. Aha, va fi egal cu 61. A egal cu 6...
61 plus 16. Minus 16. Minus 16. E adunarea este dezbrăcată. Da. 61 minus 16. Minus 16. Și A va fi egal cu... Așa, din 10 ce e 6? Mi-a rămas 4. Și cu 1 ăsta? 5. Cu 1 am 5 la unitate. Da. Și în locul de 6 este 5, că ai luat 1. 5 minus 1, 4. 4, asta e. Ca să nu greșim niciodată. Suntem foarte clar în ce facem. Mergem mai departe. Ce am făcut? A, B și C l-am făcut, nu? Am găsit pe A, pe B și pe C. Și terminat exercițiu. Da. Hai să zic și eu. A-ul, A-ul l-am găsit acum 45, B-ul l-am găsit 7, iar C-ul l-am aflat 9, da? Da. Astea sunt cele trei numere. Bun, acum, determinați numerele de forma A, B, C, cu vară sumă. A, B, C. Din trei cifre, nu? Da, știm din cifre. Trei cifre. Da. Știind că împărțind la B, C, împărțind la B, împărțind la B, C, două numere, da. Așa, adică un număr din două cifre, un număr din două cifre, dau un număr, dau câtul 6 și restul 5. Câtul egal cu 6 și restul egal cu 5. Ne apucăm. Da. Pe... Zici și teorema părții de crest. Da, asta vrem. Da, te rog. A, B, C egal cu B, C ori 6 plus 5. Perfect. Echivalent. Echivalent. Acum... B, C... Mai pot scrie pe asta, pe asta, A, B, C, asta, cum mai pot scrie? Păi, el mai putem scrie... A ori 100 plus BC. Da, așa. Deci A ori 100 plus BC egal cu BC ori 6 plus 5. Da? Și acum aici e 6 BC, este un BC singur. Adică trebuie să... Scădem din ambii membri un BC. Minus un BC. Da? Minus un BC. Da, da. Și rămân 100 de al de A. Da, A ori 100. Sau 100 A. Da. Totul mai este. Tot egal cu? Egal cu 5. 5 BC, foarte bine. 5 BC plus 5. 5. Da? 100 de al de A egal cu 5 BC plus 5. Dar n-am zis ce scădem. Cel puțin putem da un factor comun în 5 aici. Da, adică A ori 100, 100 da. Egal cu 5 pe lângă BC plus BC plus 1. Am dat 5 un factor, nu? BC plus 1. Da. Ei, aici, dacă îi dăm la valori, că au cifră. Da. A poate să fie 1, 2, 3, 4... Ha? Ia să vedem. Deci pentru A egal cu 1, rezultă că avem 100 ori 1, nu mai zidare, vreau să mai scriu, da. Egal cu 5, 5 ori BC plus 1. Da. Și împărțim totul prin 5 egalitatea asta. Și echivalent cu... Așa. Acum... 20, nu? Că 5 în 100 face 20. 5 în 10 de 2 ori. Da. Vine 20 egal cu BC plus 1. Scădem un 1 din ambii 2 și vine că... 19. 19 egal cu BC. Gata. Ah, și ca să fie clar, BC egal cu... BC egal cu 19, adică B egal cu 1. Da. Și C egal cu? C egal cu 9. Cu 9. Excelent. Și atunci numărul care este?
numărul pe care l-am căutat este 1, 1, 1, 9, 1, 1, 9. Și am făcut. Mergem acum că A egal cu 2. A egal cu 2 rezultă, ieșiți de mine. Rezultă că 100 ori 2, 100 ori 2. Da, da. Adică 200 egal cu 5 pe lângă bc plus 1. Împărțim prin 5 și timp doream, da? Mai degrabă împărțeam aici prin 5, că dacă împărțeam de aici, doream numai 20-a. 20-a. Da, sigur că 20 ori A, ca să nu mai scriu mult acolo. Cred că ai determinat. 20 ori A, BC plus 1. Da? Da. 20 ori A egal cu BC plus 1. Așa, ne întoarcem acolo și... Împărțind... Împărțim 5 în 20 de 4 ori, 40 ar veni. Da, 40. Deci 40... 40 este egal cu BC... plus 1. Adică? Adică 41. Nu scădem 1. A. Da. 39. 39. O egal cu BC. BC. Adică numărul nostru ar fi fost 3. V-ul 3. Da, V-ul 3 și C-ul este 9. Și cum A-ul aveam totdeauna, A-ul rămâne, A-ul este ăsta, deci da. 2. Deci ar numărul este 2, 3, 9. 239. Mergem cu A egal cu cine acum? A egal cu 3. Da, până la cât merge? Până la 9, cât cifră. Ah, da. Deci se epuizează ești, nu da. Înseamnă că muncim mult la nesfârșit. Bun. Acum, aici ne ducem. 20 ori. 20 ori 3. Ori 3. E simplificat. 20 ori 3 este egal cu BC plus 1. Și de aici vine că 60, că 20 ori 3 fac 60. Nu mai simplificăm pe 5 de fiecare dată, că am simplificat-o. Vine 60 egal cu BC plus 1. De unde rezultă că scădem în 1? 59 egal cu BC. Adică? B-ul-i 5, C-ul-i 9. Adică pun un A în față aici și mai vorbesc, și... pierd timpul. Da. Deci vine A-ul care A? 3. 3, 5, 9 este numărul căutat. Mergem cu A egal cu 4. Așa este chestiune, nu fac toți copiii. Nu? E frumos tare. Interesant. Mâine să ai din nou bucuria să poți sta de vorbă cu ei. Nu mâine, luni. Așa. A egal cu 4 și atunci vine cât? 20 ori 4, așa, egal cu BC plus 1, da. Adică rezultă că 4... 80, adică 20. 80, da, 80, egal cu BC plus 1. BC plus 1. Și scădem un 1 și ne dă... 89. 89. Nu 89. 79. Egal cu BC. Da. Adică ce am? ABC-ul acela este de data asta 479. Să vedem. A-ul egal cu 5. Și rezultă. Să vedem dacă mai avem. Se pare că se termină. 20 ori. Sunteți dubios. Da. Așa, 20 ori 5. Da. 20 ori 5. Așa, rezultă că... Mă gândeam la cât de dubios. Deci 100. Așa, 100 egal cu BC plus 1, adică 99 egal cu BC. 99 egal cu BC. Adică numărul este 599. 599, da? Și 6? Oare că se egal cu 6. A egal cu 6. Să vedem dacă nu va fi. Așa. Va fi
20 ori 7 egal cu b plus 1. Cineva da, rezultă că 116. 120. 100, da, 120 egal cu b plus 1 și va veni 119 egal cu b plus 1. Cum se poate asta? Nu e fals. Păi cum să fie așa? Asta e din 3 și asta? Da. Nu era dubios. Deci nu, am simțit ești. Am simțit imediat când am văzut 4, 80, 500, s-a apropiat. Aici am simțit eu și bă, că e numai din 2. Deci nu mă duc până la 9, ci dată numai până la 5. A fost o lecție foarte frumoasă. Eu spun, mărturisesc că m-am simțit foarte bine. Iată matematica făcută într-o stare de bine. Și am uitat să-i spun lor când... Am lucrat și un like și un share. Și n-am făcut sinteza orei. N-aveam voie. Nu avem voie. Trebuie să mă ajuți neapărat că mă ceartă Cristi pentru chestia asta. Da? Pentru că el pune pe calculator acolo și nu știe ce să pun la comentarii. Da? Deci asta este motivul ăsta. Da? Sinteza orei. Lasă căițelul. Da, asta mi-am amintit acum. Bun. Am făcut... Cred că a fost, așa voi iau teorema împărțirii curente. Asta a fost de bază, nu? Da. Teorema împărțirii cu rest. Am avut sume Gauss. Sume Gauss, da. După... când... Ce era pe acolo? Să vedem cum o formulăm așa. Deci A plus B, aflarea două necunoscute, aflarea două necunoscute din două relații. Așa, da. Deci, aflarea a două necunoscute din două relații. Da, după... De tipul, hai să dăm și exemplu, A plus B egal cu... A plus B. Dăm modelul. 59 și A egal cu... B ori 7 plus 3. Plus 3. Teorema împărțirii cu ăsta aici a fost, da? Și aici să spunem, am și compus, nu? Da. Am compus. Poftiți, faceți sinteza orei, vă rog frumos. Veniți, vă ocupați locurile. Așa? După, iar spune, așa, când am avut C2 cu... Aici, să se calculeze suma lor. N-am știut restul, nu? Da, restul și când... Așa, din teorema împărțirii cu rest? Da. Teorema împărțirii... Teorema împărțirii cu rest. Restul necunoscut. Restul e egal cu cine? Știam că împărțit la 4 și atunci da. Câte resturi atunci sunt, da? Da, restul. Așa, și am și compus. Dăm și exemplul ăla care a fost. Așa. Nu împărțit la 4, rezultă că restul e 3 și câtul nu știam. Deci, nu împărțit la 4, rezultă că câtul este 3. Nu. Câtul e... Câtul nu știam și restul era 3. A, câtul nu știam și restul e egal cu 3. Da, și nu împărțit la 2. Împărțit la 2. Egal cu câtul care nu știam și restul aparține mulțimii 0 sau 1. Așa. Bun, deci asta a fost un alt și tot teorema împărțirii da, cu rest. Doar că era... Dar a fost interesant că cu restul 0 n-am mers nimic. Ăsta a picat și da, restul 1 am mers. Și aici am găsit numărul. Și după problema cu AB... AB că asta, da? Așa. Da. 4, 5. Dar totul s-a bazat pe teorema împărțirii cu rest. Da. De tipul A, B, A, B. Numărul AB, AB, împărțit la AB. Da, nu? Asta era. Și ne dădea, trebuia să aflăm cătul și restul. Cătul egal cu cine, cine restul egal cu cine. Și-o mai fost tot. Dar miezul problemă a fost teorema împărțirii cu rest. Da, asta a fost personal. Esențial, da, de acord. Și-o fost asta cu 3 și asta cu BC. Iar și-a fost foarte tare. Da? Foarte, foarte frumos ești. Le spunem la revedere și ne vedem luni, marți. Da, marți.
Așa. La revedere, dragilor. Și nu uitați să dați like și share. Și un comentariu mai